ne-am trădat partidul din cauza eu care am rezultat, am un devotament aproape mistic față de părățile. Când a fost congres acum la Brașov de susținerea de nebudea de alianță cu Mișcarea Populară, nu m-am dus. Și mi-a zis, m-a venit, hai că tu ești singurul cunoscut. Pentru că avem nevoie de cineva cu locuri. Nu am mai primit de câteva luni, nu am mai primit de un loc. Ea poate fi directoare la o firmă de turism, un loc capabil. Nu are o concepție despre lume. Dar cu cine vorbesc? Cu Monica Bacovei. Asta a fost un absolut dezinteresat, că nici nu am ce să obțin la vârsta. Dar nu pleacă de acolo. Mi-aș dori... Nu, a zis că mă înțelege. A zis că... Da, a zis că mă înțelege, dar... Poate votează și el. Păi, s-ar putea să-mi scrie cine e ce vă mulțumesc. Să o țineți tot așa, să nu vă lăsați. Nu mă las. Îi apreciez foarte mult curajul dumneavoastră și tempile bune pe care tot le-am văzut. Eu am descoperit ce să fac și altfel să stau și o să rezic. Da, da, da. Sunt lângă tine. Caracterizează foarte bine pe toată lumea. Mie îmi spune să râd și îmi reproșează că nu râd, așa că am început să râd după vreme. Nu încerca să râdeți și după vot. Voi râde întotdeauna, că eu sunt un om vesel. De absolut, da? Doamnă. Doar că dacă vorbesc de corupți, nu-mi vine să râd. Asta e. Pe... Doamna Monica Macovei, am apreciat-o și o apreciez în continuare foarte mult. Este o dovadă că în această carte nu au ajuns doar persoanele despre care am o părere enorm de proastă. Am susținut-o și cu gândul, dar și cu fapta atunci când a fost cazul, în toate demersurile pe care le-a făcut și pe care le consider excepționale pentru România. De exemplu, Monica Macovei este o persoană care mă face să mă simt mândru că sunt român. Să-i dau puțin din puterea mea și să o ocrotesc, să-i dau puțin din puterea mea să o ocrotesc și dacă va fi președinte, eu voi fi un posibil bodyguard al lui Monica Macovei. Mă numesc Davis Grebu, sunt un pictor, grafician, etc., etc. Sunt unul din mari admiratori ai doamnei Macovei. Este singurul, cred, după atâția ani de brambureală, vot pozitiv, în sfârșit un vot pozitiv. Declar că, evident, voi vota Monica Macovei atât în primul tur, cât și sper în al doilea tur, în orice caz, dacă vor ieși ceilalți împotriva lui Ponta în al doilea tur, cred că pentru prima oară în viața mea nu voi merge la vot. Eu sper să ajung să-mi spun doi și să votez, evident, Monica Macovei.